Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor. Începem jurnalul cu informație de ultim moment și aflăm în cele ce urmează de ce nu poate fi Liviu Dragnea premier. Vorbim despre o decizie a Curții Constituționale a României care consideră că interdicția ca persoanele condamnate să facă parte din guvern poate înceta, conform legislației în vigoare, doar în cazul în care vorbim de reabilitare, dezincriminare sau amnistie. Cu detalii vine chiar acum colega mea Liliana Năstase. Bun găsit, Lili, te ascultăm. Bun găsit, Curtea Constituțională a dat publicități în urmă cu foarte puțin timp motivarea deciziei prin care a constatat ca fiind constituțională legea care interzice persoanelor condamnate să facă parte din guvern. Excepția de neconstituționalitate a fost dată în contextul în care Liviu Dragnea dorea să vadă dacă poate ocupa portofoliul de premier. Conform Curții Constituționale, așa cum prevede legea și codul de procedură penală și toate legile penale, o persoană poate ocupa o funcție publică în cazul în care este reabilitată. Vorbind în mod particular despre Liviu Dragnea, aceasta are o perioadă de încercare de 2 ani după finalizarea pedepsei de 2 ani cu suspendare, iar alte două soluții ar fi amnistia, adică amnistia în deosebire de grațiere nu șterge și fapta penală, cazierul, persoana în cauză nu mai are cazier, sau dezincriminarea faptei, adică în Parlament sau prin ordonanță de guvern să se ia o decizie politică pentru dezincriminarea faptei, în acest caz folosirea funcției publice pentru obținerea de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Cert este că judecătorii de la Curtea Constituțională au arătat motivele pentru care o persoană nu poate ocupa o funcție publică, dar au dat și exemple cum poate o persoană să acceadă la astfel de funcții, exemple care sunt valabile, așa cum spuneam, de la intrarea în vigoare a fostului cod de procedură penală și ulterior printr-o lege din anul 2001. Mulțumesc pentru aceste precizări, Lili. Așadar, reabilitare, dezincriminare sau amnistie sunt, iată, căile prin care Liviu Dragnea mai poate deveni în aceste momente premier. Este o lege care nu i-a permis șefului PSD să dețină această funcție până în prezent. Decizia Curții Constituționale pe această temă a fost amânată de 4 ori până acum, devenise poate chiar cea mai așteptată decizie a CCR și ne aducem aminte că însuși președintele Curții a numit-o de la bun început și cea mai grea de luat. Mergem mai departe. Tabăra Grindeanu pare deja să sărbătorească după ce negocierile dintre PSD și UDMR au eșuat. Victor Ponta susține că Liviu Dragnea și-a tras singur glonțul de argint în picior și că moțiunea inițiată de acesta nu mai are nicio șansă. Victor Ponta prevede sfârșitul lui Liviu Dragnea în fruntea PSD după eșecul negocierilor cu UDMR pentru moțiune. Liviu Dragnea, speriat că nu are voturile colegilor săi ca să treacă moțiunea PSD contra PSD, s-a hotărât să folosească aseară voturile UDMR ca și glonț de argint. Azi și-a tras glonțul de argint fix în propriul picior și în picioarele PSD. Dincolo de asta, chiar dacă Liviu Dragnea a dovedit că este în stare de absolut orice doar să-l dea jos pe Grindeanu, eu știu că Grindeanu este în stare de orice doar să salveze guvernarea PSD și unitatea PSD, dacă există și din cealaltă parte rațiune, responsabilitate și dorință de dialog. A scris fostul premier pe o rețea de socializare. Victor Ponta este sigur că moțiunea lui Liviu Dragnea nu mai are în aceste condiții nicio șansă. Nici măcar susținătorii lor din presă nu-i mai cred. Pentru că dacă ar fi avut voturi, n-ar fi făcut această uriașă greșeală cu negocierile de aseară, pe care, sincer, nici UDMR-ul a cerut ceea ce cere de 16 ani. N-au nicio vină UDMR-ul. Dar întâi știți cum au tras cu glonțul de argint, au luat voturile UDMR-ului și după aia ați văzut UDMR-ul nu participă. Ponta spune că vor fi destui aleși PSD care se vor opune moțiunii. Fostul premier susține că viitorul Partidului Social-Democrat este sumbru, însă din cauza scandalului provocat de Liviu Dragnea. Ori moțiunea va fi respinsă, ceea ce fără voturile UDMR, sincer, e clar că va fi respinsă. Și atunci avem un guvern în funcție cel puțin până în septembrie-octombrie, dar certat cu propriul partid. Ori trece moțiunea și atunci totul e la domnul Iohannis. După moțiune, viitorul PSD va fi tragic. Se ajunge la congres? Nu, se ajunge la dissoluție, ceea ce e mult mai rău.
Scena politică dă în cloc, o tensiunea crește în Parlament cu cât ne apropiem mai mult de votul de mâine. UDMR, formațiunea curtată atât de Dragnea cât și de Grindeanu, a decis în urmă cu puțin timp că nu va participa la votul din plenul Parlamentului. Cu alte cuvinte, întreg planul lui Liviu Dragnea pare să se ducă de râpă. Deși ieri părea gata să le îndeplinească orice pretenție liderilor maghiari, astăzi Dragnea s-a răzgândit, iar negocierile au eșuat. În aceste condiții, moțiunea PSD se află în impas, iar Sorin Grindeanu ar putea să mai rămână la Palatul Victoria, în ciuda eforturilor disperate făcute de Dragnea. În unanimitate, colegii mei au votat să nu participăm la vot. Nu vom fi în sală, nu vom participa la moțiunea de cenzură. Am văzut că de ieri seară naționaliștii de serviciu s-au activat, extremiștii de serviciu, dar asta este treaba lor, nu este treaba noastră, și vom continua discuțiile. Această moțiune de cenzură este o problemă internă a coaliției. Eu aș dori să vorbim ce se întâmplă cu țara. Dacă nu ar fi vorba de țară, eu de săptămâna trecută nu m-aș opri din râs. UDMR a decis să-i spună Nemului Dragnea după ce negocierile pentru legile dorite de maghiari au eșuat. Asta deși cu doar o zi în urmă cele două tabere anunțau că sunt aproape de a bate palma. Am constatat de dimineață că erau mult prea multe lucruri, aș spune, în discuție, în negociere, și nu aveam timp, literalmente, pentru a face o treabă serioasă și responsabilă. Și ca atare am hotărât să oprim această discuție. Chiar dacă nu mai au susținerea UDMR, liderii coaliției spun că nu-și fac griji în privința votului de miercuri. PSD împreună cu ALDE avem voturile necesare, avem majoritatea pentru moțiunea de cenzură. Ca atare nu avea niciun rost să insistăm pe această direcție care putea să fie speculată defavorabil împotriva noastră. Între timp, Dragnea își bagă parlamentarii în ședință, s-a luat în calcul la un moment dat chiar și amânarea votului de mâine. Întâlnirea socialdemocraților va avea loc începând din această seară cu orele 18. Adrian Păsărină vorbește despre mișcările de ultima oră făcute în Parlament. Bun găsit, Adi, ascultăm! Bun găsit! În acest moment se fac ultimele calcule, se pun la punct strategiile pentru votul de mâine. În urmă cu aproximativ o jumătate de oră, președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a plecat de aici, din birou de la Liviu Dragnea. La plecare acesta a spus că PSD și ALDE au o majoritate confortabilă în Parlament, ceea ce înseamnă că această moțiune o să treacă lejer. Acum depinde și pe cine întrebăm, întrucât de cealaltă parte și susținătorii lui Sorin Grindeanu spun la rândul lor că vor avea câștig de cauză și că această moțiune nu are absolut nicio șansă să treacă. Cum spuneam, încă se discută. Putem să spunem însă că lucrurile sunt mai puțin clare decât în această dimineață, când se prefigura o colaborare între tabăra condusă de Liviu Dragnea și UDMR. După ce negocierile au eșuat, practic, și UDMR a anunțat că nu o să susțină moțiunea de cenzură, practic, putem să spunem că tabăra lui Liviu Dragnea are cu 30 de voturi mai puțin. Astfel că în acest moment se duce o luptă destul de intensă aici în Parlament, pe fiecare vot, pe fiecare parlamentar. Probabil vor mai exista discuții și în această seară. Tot despre aceste discuții și strategii se va discuta și la întâlnirea din această seară a parlamentarilor PSD, ce urmează să aibă loc la un local din București. Mulțumesc pentru informația, Adrian. Traian Băsescu s-a enervat la culme când a aflat că 15 martie ar putea deveni ziua maghiarilor din România. Fostul șef al statului a acuzat cuplul Dragnea-Tăriceanu că pentru a-și da jos propriul guvern fac negoți cu istoria României. Le-a dat prin cap să negocieze până și istoria acestui neam în relația cu UDMR-ul, vrând să facă o zi oficială de sărbătoare pe teritoriul României, data de 15 martie 1848. Este legat de declarația dietei de la Pesta cu cele 12 puncte ale Revoluției Maghiare. 11 puncte au fost foarte bune, dar al 12-lea era anexarea Transilvaniei la Ungaria. Și pentru ca acest lucru să nu se întâmple, au murit zeci de mii de români, zeci de mii de copii
și oameni maturi au fost uciși de armatele conților unguri. Traian Băsescu s-a deslănțuit împotriva lui Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. Asta după ce Comisia de Administrație din Senat a dat raport pozitiv proiectului de lege care prevede consacrarea zilei de 15 martie ca sărbătoarea comunității maghiare din România. Cum poți să stabilești că aceasta este o zi de sărbătoare în România? Înseamnă să-ți arunci la coșul de gunoi propria ta istorie și suferințele neamului tău. Pentru a-și da jos propriul guvern, se duc să facă acest negoț cu istoria României. Vizibilitatea de declarațiile lui Băsescu, liderul UDMR, Kelemen Hunor, l-a atacat dur, numindu-l iresponsabil. Traian Băsescu astăzi a făcut niște declarații absolut inacceptabile de la un fost șef de stat care a distrus 10 ani România. El a cerșit voturile maghiarilor, secuilor, de două ori, cel puțin de două ori. Și să vii și să spui ceea ce a declarat el astăzi, înseamnă că ești un om iresponsabil. E vorba de fostul șef al statului. Guvernul de trei oameni al lui Sorin Grindeanu și-a amânat pentru joi ședința care ar fi trebuit să aibă loc astăzi la orele 12. Asta în condițiile în care Grindeanu ar putea să fie demis după moțiunea de mâine. Întâlnirea de astăzi a fost anulată după ce secretarul de stat al ministrului Justiției nu a mai venit pe motiv că i s-a făcut rău. Nu trebuiau să vină miniștri, au venit toți cei împuterniciți, absolut toți, da. Cu excepția doamnei secretar de stat Moț de la Olt, care... Înțeleg că i s-a făcut rău, dar știți cum li se face rău. Probabil că i s-a făcut rău când a sunat-o domnul Stănescu de la Olt. Problema următoare, astăzi la ședința de guvern avem așa, o ordonanță de la doamna Sevil și AID cu fonduri europene, o ordonanță de la domnul Petrescu cu Startup Nation, o ordonanță de la ministrul transporturilor cu taxa de drum, adică erau chestiuni importante. Bun, moțiunea nu va trece și atunci joi avem o ședință normală. Criza din guvern a dus și la alte scene absurde. Înainte de a fi demis, fostul secretar general Mihai Busuioc a plecat de la Palatul Victoria direct la spital. Potrivit unor surse, oamenii lui Ponta au rupt sigilul de la biroul lui Busuioc și au verificat actele din birou. Ulterior, fostul secretar nu a mai fost lăsat să intre în birou. Rodica Tilică ne povestește mai multe. Te ascultăm, Rodica. Bun găsit tuturor! Totul s-a întâmplat în momentul în care fostul secretar general al guvernului Mihai Busuioc ar fi cedat presiunii și ar fi ajuns de aici, de la Palatul Victoria, direct la spital. Cum acesta se și grăbea și, în primul rând, nu se afla deloc într-o stare foarte bună de sănătate, în biroul acestuia au rămas mai multe lucruri personale, printre care și mai multe medicamente importante de care acesta avea nevoie. Ei bine, potrivit unor surse din interiorul Palatului Victoria, oamenii lui Victor Ponta ar fi rupt sigiliul de la biroul acestuia, ar fi intrat și ar fi verificat mai multe acte din acel birou. Cum acesta a plecat în grabă, nu a știut ce se întâmplă, însă ieri Mihai Busuioc și-a trimis un consilier să-și ia acele medicamente din birou, însă acesta nu ar fi fost lăsat să intre de consiliera lui Victor Ponta și sepepistul care se afla acolo în acel moment. După minute bune de scandal, consilierul lui Busuioc i-a amenințat pe cei doi că sună la 112 și abia atunci s-a permis să intre în birou și să ia acea insulină din frigider, însă nu și restul medicamentelor și obiectele personale. Iată că pe lângă negocierile politice care au loc în această perioadă, mai exact pe ultima sută de metri înainte ca mâine să fie votată moțiunea de cenzură, totul se întâmplă și referitor la ședința de guvern care ar fi trebuit să aibă loc chiar astăzi în jurul prânzului și aceasta a fost amânată și asta din cauza faptului că nu avea cum să aibă loc. Rodica, îți mulțumesc. Liviu Dragnea nu doar că a eșuat în negocierile cu UDMR, dar a reușit să-și pună și tot partidul în cap. Până și cei mai loiali oameni ai liderului social-democrat s-au arătat deranjați de acordul pe care Dragnea dorea să-l încheie cu maghiarii. Doina Pan a anunțat că nu dorește să voteze legile cerute de UDMR. Doina Pană, cea care în 2014 se afla în barcă alături de Victor Ponta și Liviu Dragnea, se revoltă acum față de conducerea partidului. Fostul ministru a contestat dur trocul pe care Liviu Dragnea dorea să-l încheie cu cei de la UDMR. Dragi prieteni, de când fac politică mi s-au pus în cărcă nemeritat multe lucruri. Uneori am ripostat, de cele mai multe ori nu. Am mers pe ideea că cei care au ochii de văzut văd. Deja e mult prea mult.
N-am votat ieri nimic, nu votez azi nimic și n-am să votez niciodată ceva care să aducă atingere țării mele, poporului meu, a scris Pană pe Facebook. Aceasta a declarat că se bucură că negocierile cu liderii maghiarilor au eșuat. E un lucru pe care îl mențin, era dedicat prietenilor mei de pe Facebook, dacă a devenit public la nivel național, o spun pentru toți românii, uitându-mă în ochii lor prin camera dumneavoastră de la vedere, e ceea ce simt și ceea ce gândesc. Postarea Doinei Pană pare să fi făcut furore printre socialdemocrați. La scurt timp și deputatul Corneliu Buicu a preluat textul postat de fostul ministru. Eșecul negocierilor cu UDMR pare să fie începutul unui adevărat dezastru pentru Liviu Dragnea. Dacă aseară liderul PSD ne spunea că Sorin Grindeanu este ca și plecat de la Palatul Victoria, astăzi lucrurile nu par să mai fie atât de sigure. Liviu Dragnea și Kelemen Hunor nu au mai ajuns la niciun consens pe cele două legi care interesează pe maghiari. Au fost de altfel momente extrem de tensionate astăzi în Parlament. Aleși opoziției au protestat față de trocul făcut de PSD cu cei de la UDMR. Concesiile făcute de Liviu Dragnea celor de la UDMR i-au revoltat pe aleși opoziției. Deputatul PNL Florin Roman a pus pe telefon melodia Transilvania Măreață. Asta în timp ce deputații din trei comisii parlamentare așteptau de aproape o oră începerea ședinței, în care urma să se dea un raport pe legea care vizează scăderea pragului pentru folosirea limbilor minorităților în administrație. Ce melodie ați pus? Transilvania Măreață, poate vor să audă și ei. Nu e solicitarea noastră, e solicitarea oamenilor din țara asta pe care au uitat. Opoziția nu este de acord cu legile cerute de UDMR în schimbul votării moțiunii. 15% limba maghiară obligatorie. Trebuie să învețe și consilierii locali și consilierii județeni. Amenzi de până la 50.000 de lei. De ce? Totul pentru niște amărâte de voturi la moțiune. Ședința biroului permanent al Camerei Deputaților, care trebuia să aprobe solicitarea Comisiei Juridice de a lucra în paralel cu plenul, ar fi trebuit să înceapă la ora 9.30, dar cei din conducerea Camerei nu s-au mai întrunit pentru că PSD și UDMR nu au mai putut să ajungă la un acord și cei de la PMP au protestat. Aleșii Mișcării Populare au pus mai multe cocarde tricolore pe ușa biroului lui Liviu Dragnea. Cum mai pui în aplicare protocolul bilateral pe respectarea minorităților în condițiile în care aici în Parlament se calcă în picioare exact acest principiu al reciprocității? Ce țară ne mai respectă pe noi? Serbia, Ucraina. Avem în Ucraina 500.000 de români. Avem câteva sute de mii de români în Serbia. Ce țară mai respectă principiul reciprocității când domnul Dragnea vrea astăzi, exact așa cum se tranzacționează la tarabă, să demoleze acest principiu al reciprocității? Proiectul depus de UDMR prevede un prag 10% al numărului persoanelor aparținând minorității naționale din totalul populației unei localități, necesar pentru ca autoritățile să asigure folosirea limbii materne. Pentru că negocierile cu UDMR au eșuat lamentabil, PSD încearcă acum să-i convingă pe cei de la PNL să le voteze moțiunea. Mai mulți aleși liberali au recunoscut că au fost abordați de Liviu Dragnea. Conducerea PNL este însă categorică. Cine va vota moțiunea va fi exclus din partid. Am avut doar atât o discuție cu domnul Dragnea. Atât. Nu a fost discuții de a trece la PSD. Mă cunosc foarte bine cu domnul Dragnea, că în anul 2000 era la PD. Și eu provin din vechiul PD. Pot să spun că vorbesc cu domnul Dragnea. Nu văd unde ar fi problema. Nu mi-a propus nicio ofertă și nici nu sunt dispus să plec din Partidul Național Liberal. Indiferent ce ofertă aș primi. Iar din interior, PNL are un mesaj dur pentru cei care se gândesc să voteze moțiunea de cenzură. Conducerea PNL amenință că oricine va vota va fi exclus din partid. Nu am cunoștință de astfel de evoluție și condamn ferm orice fel de atitudine de pactizare cu PSD-ul. Ați luat în partid decizia ca cei care eventual vor vota moțiunea să fie exclus din partid? Mi se pare că asta este o cale absolut firească și nu există altă consecință. După părerea mea, oricine face un pas la stânga sau la dreapta în acest moment în care trebuie să stăm ferm de partea intereselor românilor, trebuie să plece din PNL. Prăbușirea istorică a leului, moneda românească a cunoscut una dintre cele mai puternice scăderi din ultimii ani. Cu o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva propriului guvern, euro crește și se apropie cu pași repezi spre pragul de 4,60 de lei. Un nivel atât de ridicat înregistrat al cursului de schimb euro-leu nu a mai fost atins din 3 august 2012, atunci cursul BNR fiind de 4,6481 lei pe euro, nivel care a rămas până acum maxim istoric. Este cel mai slab leu de când a intrat în vigoare moneda europeană, euro.
Răfuiala asta politică, că până la urma urmei nu mai este o dispută între două principii. Ratele la împrumuturi se scumpesc. Dacă vrei să mergi într-o vacanță într-un alt stat membru, se scumpește și mersul în străinătate și în vacanță. Dacă trece moțiunea, atunci suntem în situația din decembrie, când președintele trebuie să numească un alt premier. N-are nimeni nicio garanție că va numi de la PSD. Și personal, dacă eu aș fi premierul, aș fi președintele țării, n-aș mai numi un premier de la PSD, dovada faptului că fix după 6 luni de zile n-au fost în stare să guverneze ceva. Lipsă de principii, lecții de istorie neînvățate și circ, așa caracterizează oamenii obișnuiți scandalul de pe scena politică românească. Aceiași oameni care și-au ales între timp și taberele pe care le susțin. Normal că este creată de acest tovarăș Dragnea, așa, care nu își iubește poporul absolut deloc, dar absolut deloc, știe să-și apropie numai pe cei care, cu care lucrează și care vor să se îmbogățească, și niciun fel de umanitate și pentru noi oamenii, pentru poporul român, pentru națiunea română, pentru viitorul țării, pentru acești tineri care de aceea pleacă. Circ. Așa văd oamenii de pe stradă ceea ce se întâmplă în aceste zile la vârful politicii românești. Orgolii care nu aduc nimic bun. Se scârbă când vezi așa ceva. Chiar atâta mâncătorie și atâta prefăcătorie, nu cred că găsești pe globul ăsta pământesc. De râs suntem. E totul, e un râs, e un circ, e ceva așa, nu pot să descriu în cuvinte ce se întâmplă. Păcat de țara asta. Nu o să ajungă la niciun rezultat bun pentru noi, o să fie, probabil, o să voteze moțiunea de cenzură, o să pice guvernul, o să fie un alt guvern, dar practic toate lucrurile astea o să fie pentru PSD și pentru ce se întâmplă ei. Pentru români nu o să se întâmplă absolut nimic bun. Nici ideea lui Liviu Dragnea, care vrea să dea legi cu dedicație pentru UDMR în schimbul unui vot chiar împotriva partidului său, nu este bine văzută de români. Unii dintre ei chiar membrii PSD cu state vechi. Musai să existe o anumită clar viziune și mai puțină miopie. Și mai puțină miopie, respectiv actuala conducere a PSD, pe care cu regret trebuie să spun, am cunoscut-o într-o măsură și eu sunt membru PSD, între altele. Consider că putea să găsească alternative sau nu în acest moment și nici în momentele trecute, nici în momentele viitoare, să deschidă anumite portițe care, din experiența trecută și din mandatul domnului Adrian Năstase, au fost destul de bine ferecate, destul de bine sigilate. Dacă ei sunt dispuși să facă un astfel de compromis, e clar că nu interesează nimic ce se întâmplă în țara asta. Adică, practic, interesează doar puterea, care face orice ca să o obțină și ca să o păstreze, de fapt. În urmă cu puțin timp, liderul PSD Liviu Dragnea a făcut câteva declarații la plecarea din Parlament. Haideți să vedem ce a spus. Scris și în programul de guvernare. Cu UDMR? Dar niciodată n-am avut calcul făcut și cu UDMR. Domnule Dragnea, ieri spuneați că a venit rândul acelor legi ale UDMR. Astăzi ele au fost retrase de pe ordinele de zi. Nu. Eu am spus exact ce s-a întâmplat. Că nu facem niciun fel de troc. Florin Georgescu este în varianta de premier PSD. Domnule Dragnea. Cine ține mă ușa acum? Declarații extrem de succinte, așadar, din partea liderului PSD Liviu Dragnea, exact la plecarea din Parlament, după o zi extrem de tensionată, vă reamintesc, în urma căreia, iată, toate aceste negocieri purtate în ultimele două zile cu reprezentanții UDMR au eșuat. Cu detalii însă vine chiar acum colegul meu Adrian Păsărin. Bun găsit, Adi! Bun găsit! Trebuie să spunem că pe tot parcursul zilei Liviu Dragnea a stat departe de ochii presei, a fost în biroul său de la Camera Deputaților, unde a avut mai multe întâlniri, însă a evitat orice contact cu presa, probabil a fost ocupat cu toate negocierile care au avut loc în cursul zilei. La plecare, după cum ați auzit, acesta a spus că de fapt nu era niciun calcul făcut cu o
posibilă susținere a UDMR, asta deși ieri, la întâlnirea pe care a avut-o cu liderul UDMR și cu liderul ALDE, Liviu Dragnea vorbea și de unele proiecte cărora, spunea Liviu Dragnea, le-a venit timpul, vorbind de acele proiecte pe care le susținea UDMR-ul. Astăzi Liviu Dragnea a spus că, de fapt, nu avea de gând să facă niciun fel de troc cu reprezentanții UDMR. Acum Liviu Dragnea a plecat spre întâlnirea cu parlamentarii PSD, care la această oră se întâlnesc la un local din capitală pentru a pune la punct strategia legată de votul de mâine. Mulțumesc pentru aceste precizări, Adrian. Președintele Klaus Iohannis a primit la Berlin Ordinul Sfântului Gheorghe acordat de valul Operei Semper din Dresda, într-o ceremonie care a fost amânată în februarie din cauza protestelor din România. Șeful statului a declarat că nu a plecat atunci din țară pentru că avea o datorie morală de a-i susține pe manifestanții care au apărat statul de drept. În ultimii ani, acest ordin a mai fost acordat lui Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker, Vladimir Putin, dar și ultimilor doi președinți germani. Operațiune dramatică de salvare în județul Vâlcea. Un tânăr de 21 de ani care săpa o fântână a fost prins sub un mal de pământ la aproximativ 12 metri adâncime. Tragedia s-a produs în localitatea Ionești. Intervenția salvatorilor a fost una extrem de dificilă din cauza solului nisipos și a cantității mari de pământ căzută peste tânăr. Pompierii au montat tuburi și panouri de protecție. Potrivit echipajelor de intervenție de la fața locului, tânărul dă semne că este încă în viață. Și continuăm cu o informație recentă. Vorbim despre două autoturisme care au ars ca niște torți în această după-amiază în vecinătatea județului Vaslui. Flăcările au izbucnit de la un autoturism parcat de câteva ore în zonă și s-au extins rapid la alte două mașini staționate. Trecătorii au sunat imediat la 112. Ce s-a întâmplat mai departe? Încercăm să aflăm chiar în aceste momente de la Onofreiasa Georgică, plutonier ajutant șef ISU Vaslui. Bună ziua! Bună ziua! Ne puteți spune ce s-a întâmplat? S-au înregistrat victime? Ați aflat între timp care a fost cauza acestui incendiu? Nu au fost victime. Inspectoratul pentru situații de urgență Podul Înalt al județului Vaslui, la ora 15:24, a fost solicitat prin apelul unic de urgență 112 să intervină pentru stingerea unui autoturism în parcarea de pe strada Inginer Badea Romeo, la sosirea pompierilor, la sosirea colegilor mei, incendiu cuprinsese autoturism aproape în întregime. Acesta, deci incendiul, s-a extins și la alte două autoturisme. Autoturismul de partea dreaptă și a afectat și autoturismul din partea stângă. În același timp, a fost solicitat să mai intervină o altă autospecială și un alt coleg de-al meu a reușit să scoată unul dintre autoturisme, să-l îndepărteze, să nu fie afectat și acesta într-o proporție mai mare. Cauza aceasta a incendiului a fost de la primul autoturism, fiind un scurt circuit electric la instalația electrică. Mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. Așadar, trei autoturisme au luat foc lângă judecătoria Vaslui, două fiind distruse complet. Una dintre mașini, iată, a fost mutată înainte să fie înghițită de vâlvătaie. Celelalte două, însă, așa cum vă spuneam și mai devreme, au fost distruse aproape în totalitate, chiar dacă pompierii au acționat rapid pentru a lichida focul. Se pare că una dintre mașini aparține unei firme de pază și protecție din Vaslui, iar cealaltă ar fi a unei funcționare de la prefectura Vaslui.